Nu e problemă, că a crescut. Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aleluia! Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. Aleluia! Căci în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și Duhului tău. Domnule este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înțicoșa? Din epistola către Romani, a Sfântului Apostol Pavel, citire. Fraților, am știți că toți câți în Hristos Iisus ne-am botezat, pentru moartea Lui ne-am botezat. Deci ne-am îngropat cu El în moarte prin botez, pentru că acum Hristos a înviat din morți, prin slavă Tatălui. Așa să umblăm și noi în înnoirea vieții. Deci dacă am fost alcoiți pe El prin asemănarea morții Lui, atunci vom fi părtași și învierii Lui. Cunoscând aceasta, omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, ca să se nimicească trupul păcatului, pentru a nu mai fi probei păcatului. Cel care a murit a fost curățit de păcat, iar dacă a murit împreună cu Hristos, crede că vă și veți împreună cu El, știind că Hristos în iar din mod mai mare, moarte mai răstăpânirea Lui. Pe ce a murit, a murit păcatul odată pentru totdeauna. Iar ce trăiește, trăiește în Dumnezeu. Așa și voi să păziți-vă că sunteți morți păcatului. Dar vii pentru Dumnezeu, în Hristos, Hristos, Domnul nostru. Așa știe cel ce bine a găsit. Duhului tău, aleluia, aleluia, aleluia. Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor. Și văzându-L, i s-au închinat în Lui, ei cei care s-au îndoit. Și a vorbit pe Iisus, l-a vorbit lor zicând, dacă mi s-a toată puterea în cer și pe pământ, drept aceea mergând în lăsat toate neamurile, botezându-le numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, învățându-le să păzea
păzească toate câteva.